Părinte, pot citi psaltirea Maicii Domnului dacă nu sunt cununată? Toată dezlegarea. Ce putem face dacă după un timp de la spovedanie și împărtășanie să săvârșim iar păcate și ne mustră conștiința cât ce slabi suntem? Iar ne spovedim, iar cădem, iar ne spovedim, iar cădem, iar ne spovedim, iar cădem. Dar important este să căutăm cât mai des să ne ridicăm. Am 19 ani și îl visez de ceva vreme foarte des pe părintele duhovnic. Există vreo însemnătate? Poate să fie o legătură sufletească mai aparte și atunci sigur că rămâne în conștiința minții. Sărut mâna, părinte, merg regulat la biserică, este primită jertfa pe care o duc la altar lui Dumnezeu, eu fiind necununată. Soțul sau cu preotul unde mergeți și duceți jertfa, fără tamtam, fără gălăgii, să vă facă într-o zi taina cununiei, că la 14 ani am clar că nu o să vă mai despărțiți de soțul pe care îl aveți, adică e clar că el va fi cel cu care veți împărți viața mai departe. Și să vă citească preotul, luați doi nași, v-ați pus în genunchi, v-ați citit taina și sunteți în rânduială. Sărut mâna, părinte, soțul meu a divorțat de mine acum 2 ani, fiind în relație cu altă femeie. Nici acum nu a plecat, ziua este la ea, iar seara vine acasă și doarme. Nu știu ce să mai fac. Sărut mâna. Ce să faceți? Încercați momentan să-l suportați, pentru că dacă cumva aveți copii împreună, n-ar fi rău să-l tolerați. Spune în cartea de pravilă bisericească, deci va prinde femeia, bărbatul sau bărbatul, femeia curvind, are pricină de despărțire, dacă vrea să-l ierte, poate să-l ierte, dar ca o pedeapsă administrativă, dacă vrea să apropie de nevoastră, spuneți, nu, până nu termin cu aceea, nu te atingi de mine, tu nu poți să umbli cu 7 femei odată, ca să știe și el de o disciplină. Părinte, cum se manifestă botezul cu Duhul Sfânt și cu foc? Simplu, focul este puterea Marelui Mir și Duhul Sfânt este focul din cer în chip nevăzut care vine peste cel. E botezul care se face astăzi, botezul nostru, numele Sfintei Treimi. Se botează robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu, Ion, Maria, Vasile, Gheorghe, în numele Tatălui, amin, a Fiului, amin, a Sfântului Duh, amin, amin, amin. Încerc de 4 ani să rămân însărcinată și nu reușesc. Am fost și la medici și suntem sănătoși atât eu cât și soțul. Nu știm ce să facem, ne rugăm, dar parcă ne pierdem speranța. Trebuie văzut o rezervă ovariană, medicamente pentru stimulare ovariană, urmărit foliculul când se desface. Dacă este, trebuie un tratament pentru nidație. Eu le-am învățat astea că la câte femei au născut copii, este și aghiazma de zămislire, cea de la Hilandar, care eu am mai dat-o la Doamne și le-a folosit enorm de mult și mai am dacă o să ajungeți prin România. Și cu ajutorul unui medic foarte bun, că poate fi o acidoză sau endometrioză care nu dă voie nidații, o să fiți și mamă. Trebuie citit Ioachim Șana, Stelian și Ioan Botezătorul. Așa, mă bucur că găsesc această comunitate de oameni cu credință în Dumnezeu. Asta încercăm și noi să facem. Sărut mâna, părinte, ce să fac dacă am o îngrijorare asupra unei persoane iubite despre venirea menstruației? Mă bucur că cu ajutorul dumneavoastră am ajuns pe calea cea bună. Cred că e un tânăr, un copil. Dar n-am nimic, asta trebuie să vină la oricine, să apropie timpul care trupul a devenit fertil și se manifestă biologic curățirea trupului, ca și floarea care îi cad petalii, curăți bețile la trandafir și înfloresc și ies alță, curăți și ies alță. Așa e și trupul femeii. El rodește permanent la 28 de zile într-un ciclu biologic ovule vii pentru viață, pentru concepția de prunci. Ce să fac să nu mai diavolesc? Trebuie să nu drăcuim, că nu este bine. Nu avem voie. Să spune că n-ai voie să dai diavolului nici măcar un fir de nisip. Toată creația este doar a lui Dumnezeu. Luna viitoare, doamna Ecaterina Popa vă spune că luna viitoare vine la ea și că vrea să treacă pe la părintele la Vlădiceni. Cu respect și cu drag. Apropo, părinte, mai spuneți-le odată oamenilor când vă găsesc la mănăstire, pentru că sunt foarte mulți care ne-au întrebat. Sâmbătă, duminică. Joia sunt la emisiune.
lunea și marța trebuie să pun la punct toate pomelnicile care să mai strâng, să facem intrări, să le pomenim, să mai citim ceva pentru următoarele predici, să mai îți faci pravila, să-ți mai pui la punct cele sufletești. Miercuri avem două masturi, vinerea masturi, sâmbătă parastas și oameni, duminică atâtea ziua oameni, predică, parastas și toate regulile. Da, merg la spovedanie și părintele mă spovedește, în văz lumii, stă tot, toate babele și se uită în gura mea și îmi vine să nu o mai duc. Ba, dar vă duceți cu hârtiuța și dați părintele să citească. Părinte, e multe lumi în jur, citiți aici ce am făcut și eu recunosc că așa este. Nu e greu. Dați o întrebare apropo de cei plecați în diaspora. Se face spovedanie online prin telefon, părinte? Nu, noi putem comunica la o problemă să dau un sfat, dar spovedania trebuie făcută strict preotului ca să primiți dezlegarea pe creștet cu epitrafirul, cu crucea și prin punerea mâinilor, ceea ce se cere în mod obligatoriu, dogmatic și ortodox. De comunicat putem comunica. De exemplu, am băieți care îmi spun tot felul, părinte, am fumat, am băut, am greșit, ce să fac, ce să citesc. Și eu îi dau ce și îi spun, măi, când găsești un preot, pun din genunchi și spune să-ți dezlege păcatele. E greu în diaspora, sunt destule probleme. Părinte, sunt mulți musulman, că dar citesc zilnic, dar vă ascult zilnic. Mereu m-am simțit mai apropiată de religia ortodoxă, dar vreau să citesc Biblia, dacă vreau să citesc Biblia este păcat, sau dacă vreau să mă convertesc, credeți că îmi va fi mai bine? Da, vă va fi mai bine pentru că o să vă întâlniți direct cu Hristos. Cititul Bibliei nu e un păcat. Religia islamică este religia monoteistă abrahamică prin Avram, din Ismail, din Agar, deci nu e ceva așa, dar asta trebuie să hotărâți strict dumneavoastră, să nu intrați în conflict, poate cu soțul, poate cu familia, adică să fie o decizie definitivă și irevocabilă, în care să vă găsiți interiorul sufletesc. Odată ce ați primit împărtășania și sfântul botez, deja sunteți într-o altă treaptă superioară, nu jicnind pe cei care au fost în religia dumneavoastră, ci pentru dumneavoastră sufletește, o să fie o creștere duhovnicească. De ce arhanghelul a ascuns trupul lui Moise în Vechiul Testament? Pentru ca să nu cadă poporul lui Israel în idolatrie. Pe vremea respectivă era încă rămasă povestea de la faraoni cu mumiile, cu astea egiptene, și ei în loc să-l cinstească pe Dumnezeu Savaot, ar fi cinstit trupul lui Moise ca fiind un Dumnezeu prin minunile care le-a făcut. Și nu era momentul încă cunoașterii celor spirituale, că nu vorbim de revărsarea Harului și a Duhului Sfânt, deși Moise era plin de Duhul Sfânt. Foarte interesant. Da, explicația o găsiți la Sfântul Grigorie de Nisa și o găsiți în cartea lui Origen despre Moise. Iubiți prieteni, în cazul în care nu ați făcut-o deja, abonați-vă gratuit la canalul de YouTube Calea spre Mântuire și apăsați clopoțelul de notificări pentru a vedea toate noile postări ale canalului, emisiunile în direct și sfintele liturghii transmise live de la cele mai frumoase mănăstiri din România și din Muntele Athos. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.